Stațiunea Rânca este la mare căutare și în acest an. Astfel, mai mult de jumătate din locurile de cazare sunt ocupate deja pentru perioada în care se sărbătorește Paștele. De asemenea, în atenția turiștilor se află și localitățile Tizmana și Polovragi în aceste zile. Angajații de la Salvamont Gorj vor lucra în această mini-vacanță pentru a interveni în caz de nevoie.